că sunteți aici. Mă bucur să văd, de fapt, împreună două lumi, online-ul și offline-ul împreună în această seară. Mă bucur cu atât mai mult cât atunci când am scris această carte, ne-am asumat riscul de a ne mulțumi ambele lumi, lumea offline-ului, mai precis lumea academică, pentru că această carte este o carte experiment, este o carte care sparge șabloanele academice, este o carte sub forma unui blog tipărit, o colecție de însemnări despre evenimente din online, despre evoluția noilor media, o carte care încearcă să trateze la rece evenimente fierbinți din mediul online, o carte care încearcă să prezinte niște informații care încing la o anumită vreme au încins spiritele și au generat dezbateri lungi în blogosferă. Și în același timp am asumat riscul de a ne mulțumi și lumea online-ului, pentru că este o carte scrisă de un nou venit. Așa este, am intrat în mediul online de-abia anul acesta cu blogul Masterat Politic și știu cu câtă prudență și cu cât scepticism privesc cei din mediul online pe nou veniți. Eram convinsă că voi ne mulțumi prin această premieră și dincolo de asta este o carte scrisă de un teoretician, un teoretician care a încercat să cerceteze lumea online-ului și să propună interpretări obiective asupra evenimentelor întâmplate în acest mediu. Ei bine, mă bucur că în această seară aceste două lumi s-au întâlnit. Este o carte care nu își propune să prezinte blogosfera bloggerilor, ci este o carte care își propune să prezinte mediul online celor din offline și în acest fel să le câștige încrederea și să îi motiveze să se alăture mediului online, să contribuie teoretic, practic, după puteri fiecare, la dezvoltarea acestui mediu. Spun că mă bucur să văd aceste două lumi aici, pentru că este foarte important pentru mine că în această idee a mea de dialog a acestor două lumi au crezut și alții. Și am fost foarte plăcut surprinsă să văd că am primit răspunsuri, că au acceptat provocarea mea anumite persoane din online de a răspunde la anumite întrebări pentru această carte. Sunt persoane din diferite domenii, sunt persoane care sunt de o foarte multă vreme în mediul online, care au contribuții decisive, esențiale la dezvoltarea acestui mediu, în general, la dezvoltarea blogosferei românești în mod special. Și mă bucur că au acceptat această provocare. Contribuția lor la această carte este unul dintre punctele tari ale cărții și reprezintă o dovadă că dialogul dintre online și offline este posibil. N-am să vorbesc foarte mult în această seară, am să spun numai că, în concluzie, poate că lumea online nu este cea mai bună dintre lumile posibile, însă ea este extraordinar de dinamică, de efervescentă, este fascinantă și sper ca cititorii din offline ai acestei cărți să-i descopere potențialul și să-i descopere frumusețea și să aibă încredere în ea. Iar pentru cititorii din online a acestei cărți, sper că aceștia să fie mândri de creația lor și să devină așa un pic mai binevoitori cu, și mai bucuroși de oaspeți din afara granițelor internetului. Vă mulțumesc!